auzit pe băiatul meu cu percuția. Băi, n-avem mate, cum scapăm?
rău pe jos. Și-mi pare sufletul îți capos. Yeah.
Ceva nu. Domnul? Azi dimineață mă plimbam de acolo, la portul vechi. Mi-a venit o idee. Ia uite. Yeah.
și aseară la concert, că mi s-a întâmplat de vreo aproape o lună de zile. Un fenomen care este absolut anormal și imoral. Ilegal ar trebui să fie. Și graș. Și anume, da, ca toate lucrurile. Și anume, băi, acum, aproape o lună de zile, am împlinit 20 de ani de activitate. Așa că nu ar trebui să pășească nimeni. În francez? Thank you.
Oh,
fiecare dintre domniile voastre în parte. Pentru că, indiferent că stai în picioare sau că stai jos, dacă măcar o dată în viața ta ai cântat, ai fredonat, ai fluierat, ai dansat de piesa asta, atunci, acum, Montreal, cu mine, ești cu mâine. A fost pe cămare, când vine a fi moare, a fi moare, cu o oră.
Radu din Brașov. Atunci poate îmi permite să vă spun o poveste despre ea. Ce făceam eu... Am fost și la Botoșani, să spun. Am fost. Chiar acum 2 săptămâni. Eu voiam să vă spun o poveste despre ce făceam eu când eram eu băiat pe la mine pe acasă. Moja žena,
Nu vrei nimica ceva
Ba da, pentru că am o piesă foarte frumoasă. E una dintre preferatele mele. Dar e vals. Așa că în momentul ăsta, dacă știți vals, invitați-le pe Doamne, că merită. Discriminare vals? Cântăm și un tango. A. Bine, doamnelor, invitați-i pe băieți, la un dans. Thank you.
Foarte frumos oraș, ați fost inspirați.
Nu știu cum e să trăiești pe aici, dar așa din afară e frumos. Vom ști cum să... Să venim vara. Da, dar nu cumpăr eu niște pantaloni de baie în partea acolo la... Ferris Wheel, cum se cheamă la toată asta. Faină, bă. Dar să știți, dar când suntem noi de Boschito, dacă nu se întâmplățânează cineva și face un efort să ne aducă încoace, nu putem să vedem. Și aici, cred că aplauze merită băiatul ăsta de aici. Marius Bălan, cu al lui Escu TV, care face 5 ani. Și Maria Ionicescu, la mulți ani de o partie. Aici au făcut un efort colosal ca să fim aici. Apreciem foarte mult. Și nu în ultimul rând vouă, pentru că, nu știu, spuneam și ieri, am stat și eu 7 ani în Statele Unite și știu cât de greu e să zbuc timp, că muncești non-stop și să scoți niște bani din buzunar, să vii să plătești bilet la un concert, este foarte, mult mai dificil ca în România. Așa că vreau să vă spun că vă mulțumim că v-ați luat din timpul vostru să veniți să le vedeți. Mulțumim! Așa că, prietenii mei din Montreal, Quebec, nu uitați ce vă spun acum, pentru că este foarte important. Țineți minte că cine știe când ne mai vedem. Vreți să știi ce? Iar. Păstrați-ne doar ca bândar. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mulțumim mult, foarte fain, mulțumim mult pentru primire. După ce ne schimbăm hainele, venim înapoi și facem poze și dăm un șpriț împreună, ok? Dacă mai cântăm cu asta, o dansăm, ne distrăm. E ultima, frate. Ce mai stăm la mese și așa? Ha? Ce ziceți? Mai ales că e despre un moment foarte delicat pentru mine. Pentru că este o piesă pe care am scris-o în momentul în care am fost arestat în America. Eram cu fratele într-un bar și ne-am bătut cu unii. Și a venit poliția, ne-a pus în cătușe și... Ce să facem și noi românii? Sângele fierbe când... Nu recomand, nu faceți acasă. Dar uite că sunt și părți bune, pentru că dacă nu se întâmpla incidentul ăsta, poate nu scrie o piesă. Așa de bine. Da, deschide, ce vrei. Luna-i verde, stele nu.
și sar cu moschito. Mircea, noi suntem. Mulțumim mult!